Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi avem dispoziția numărul 156 din 24.05.2022 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Clejna în ședință extraordinară de îndată pentru ziua de 25.05.2022, ora 17. Având în vedere necesitatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară de îndată, conform prevederilor articolului 133 și articolul 134, aliniatul 4 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare pentru data de 25.05.2022, referatul secretarului general al Comunei înregistrat sub numărul 5567 din 24.05.2022, în temeiul articolului 196 aliniatul 1 din litera B din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispun. Consiliul Local al Comunei Clejna, județul Bacău, se convoacă în ședința extraordinară de îndată pentru ziua de 25.05.2022, ora 17, cu participare fizică în sala de ședințe a primăriei Comunei Clejna din strada Unirii, numărul 214, Comuna Clejna, județul Bacău. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate în formă electronică și sunt următoarele. Depunerea jumurământului de către supleantul, al cărui mandat a fost validat de către judecătoria Bacău prin încheierea numărul 6454 din 180/2022, din 16.05.2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local și al prevederilor contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale din localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Clejna, județul Bacău, inițiator Petru Ișto. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției pentru contractul privind realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Clejna, județul Bacău, inițiator Petru Ișto. Bună ziua din nou! Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu se justifică ședința de îndată și nu respectă OUG numărul 4 din 2021. Ce anume? Spuneți mai concret, că nu înțelegem. Doamna secretar de sușire. Mulțumim. Da. Ce anume nu respectă ordonanța, dar citește codul administrativ și ce? Dumneavoastră trebuie să decideți. Dar nu respectă legea. Și nu se justifică ședința de îndată. Vă mulțumim frumos. Spuneți-mi și mie, băsatul, ușor. Nu cred că noi trebuie să aprobăm realizarea sistemul gazelor naturale, execuția contractului, trebuie să semnăm contractul. Deci în 5 zile de la... Doamna juristă, poți am primit. Păi spuneți-ne despre ce e vorba. Scriu un articol de lege, spunem ce prevede legea respectivă atunci, articolul. Ce nu prevede? Spunem. Nu veniți aici articolul de respectă, plecăm acasă. Dar nu-i bătaie de joc. Dar noi nu vrem să facem gaze, nu vrem să facem alimentare cu gaze de la Valea Mică. Dar nu spunem, că nu, n-am înțeles. Proiectul de gaz a fost votat în data de 19 aprilie. A fost anulat pentru că nu a fost conform cerințelor. S-a făcut iară ședință de îndată pe data de 20 aprilie. L-am votat proiectul de gaz.
scrisoarea de proiect. Vă rog foarte mult să nu interveniți. Doamna Șuștac. Nu, 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 stați-o, haideți să lăbuim. Lăsați-mă puțin. Este vorba de un proiect. Doamna Șuștac. Da. N-ați putea să întoarcă, că vă rog foarte mult. Da, da, vină cu hârtie, să vedeți, vorbeți și așa. Domnul președinte, vă rog frumos. Nu are voie să intervină în ședință. Cine nu are voie? Doamna Șuștac. Dar doamna face parte din compartimentul de specialitate a primarului și are dreptul. Dar vină cu dată. Nu, nu sunt degeaba, tu ești proiectul, nu ca școala mică. Deci lăsați-mă, lăsați-mă pentru școala mică. Mă lăsați-mă, lăsați-mă. Deci îl finanțează gazul, adică... Deci, o secundă. Mulțumesc. Are cuvântul. Doamna. Doamna este contabil, da? Dacă era administrator, făcea parte. Nu am întrebat-o nimic. În al doilea... Spune-mi ce este, spune-mi pe data de, ce ați aprobat pe data trecută. Păi, dar vină aici, păi, dar vină aici, nu trebuie refat aici. Nu puteți să... Avem proiectul în față, dar da? Asta este altul. Deci, mie, deci. Nu am întrebat-o nimic pe doamna. Da? Doamna Șuștac, pardon. Doamna Șuștac, ordonanța 4 pe 2001... Pe 2021? 2021? Da, concluzie. Aveți vorm. Ne-am săturat să votăm ilegalități, să ne adunăm așa, să facem prostitură foarte frumos, să respectați legea și noi suntem de acord. Am fost de partea dumneavoastră. Ce anume, spune ce nu respectăm. Ba da, domnule, spune ce nu respectă. Tot timpul vii cu niște articole care habar n-ai de ele. Deci, am fost de bună intenție și am venit... N-ai fost de bună intenție. Dacă erai de bună intenție, veneai să votezi aici. Pentru ca să alimentăm, să facem avale mică, alimentare cu gaz natural. Asta este, nu? O să vorbesc sau... Ați vorbit, dar... Dar ceva, să ai conștiință, să ai, să ai aici așa, în consecvență, vii aici, vrei, dar tu... Să deci și papagale aici. Domnul președinte, îmi puteți da ocazia să clarific situația? Sigur, dacă domnul Alexov a terminat, sigur. Pe data de 20 ani. Așteptăm și apoi vă spun ce este vorba deci, astăzi. Consilieri din echipa din care fac parte, am fost bine intenționați. Am venit la dumneavoastră în aprilie, cel puțin am avut 3-4 ședințe. Am fost bine intenționați. Vă rog foarte mult să nu mă întrerupeți. Am fost bine intenționați, am venit, am votat la ședințe de îndată, ați făcut până acum, asta e a treia de îndată, am fost bine intenționați. Dumneavoastră îmbrăcați aceste lucruri foarte pompos așa și acum vă treziți că nu respectați legea. Nu mai veniți la noi să ce vă respectăm. Nu respectați OUG numărul 4 din 2021. Frate, vă mulțumim foarte mult. Nu, dar nu este. Problema este că hotărârea la care te referi tu din data trecută este hotărârea numărul 32 din 1904-2002 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică. Asta este pe fonduri europene. Astăzi este simpla alimentare, extinderea licenței pe Valea Mică, ăia 800 de metri care ne finanțează distrigazul. Și este semnarea contractului. Doamna secretară, avem vorm. Nu, am spus că nu. Atunci, vă rog frumos. Doamna Șuștac, în data de 19.04 și 20.04 s-a depus, s-a aprobat depunerea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică, comuna Cleja, județul Bacău. S-a depus proiect pe PNRR, da? Sigur. Acum, dați-mi un pic... noi avem două proiecte de gaz. Deci avem unul pe Valea Mică, care este aprobat. Am aprobat un acord cadru prin care am fost de acord să cofinanțeze del gazul, da? Un acord de principiu. Acel de acord de principiu s-a concretizat în contract. Avem un contract care l-am pus la anexă. Uitați, este draftul de contract de la Delgaz și este contract pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în Valea Mică. Sunt două proiecte diferite. Dumneavoastră înțelegeți că ședința nu a fost convocantă legal? Păi nu, dumneavoastră, păi, și am aprobat și 19.04 și 20.04 și dați-mi voie să vă spun că nu este același proiect de hotărâre. Doamna Șuștac. Este altceva acum. Dumneavoastră ați nu faceți diferență. Doamna secretară,
Ședința convocată astăzi 25.05.2022 la ora 17 nu este convocată legal. De ce? De aia. Noi de aia. Eu sunt secretarul general. Nu este convocată. Citește-mi legea. În primul rând, vă dau primul aspect din numărul 4. Da, primul aspect din legea numărul 8G4 este la fiecare ședință trebuie să puneți la dispoziție consilierul procesul verbal de la ultima ședință. Unde este procesul verbal? Puneam la ședința următoare. Nu există. Legea spune clar. Ședința a fost convocată legal. Spuneați că nu a fost convocată legal. Primul punct trebuie să fie aprobarea procesului verbal de la ultima ședință. Ba da, este obligatoriu. Aveți vorbim, gata. Dar de ce nu trebuie aici legeată? Să vă îmbrăcați foarte frumos, așa, foarte elegant. Nu, vă rog foarte mult să convocați ședința cum trebuie. Da, nu este convocată legal. Bun, concluzie. Deci dacă nu se semnează contractul cu Delgaz și nu obține scrisoarea de garanție bancară, nu mai avem ocazia să facem gaz în Valea Mică până când nu se deschide. Și nu mai mergem nici cu proiectul celălalt, pentru că ăsta se leagă de proiectul celălalt. Iar cel de la Sobușca este legal. Dar de ce îți spuneți până la urmă scopul? Vă zic eu după aia care se scop. Cum? Scopul ședinței de astăzi. Pentru că am primit contractul pentru semnat de la Delgaz, de la Târgu Mureș și au spus că în 5 zile să constituim garanția bancară. Noi am vrut ca să depunem noi din banii noștri că avem bani, dar au spus că n-au asemenea proceduri. Târgu Mureșul a spus așa, obligatoriu trebuie să constituim garanție bancară. Am luat legătura cu băncile, băncile așteaptă să semneze contractul, dar așteaptă proiectul de hotărâre din partea Consiliului Local. Hotărârea din Consiliul Local. Emiterea scrisorii de garanție bancară. Sigur. La deci este vorba în contract pentru care a fost în momentul când dăm drumul la un proiect și vrem, începem de când se naște acel proiect și până la finanțare și până la execuție, până la procesul verbal de recepție, avem foarte multe etape. Și de fiecare dată, la fiecare etapă, trebuie să venim în fața voastră și să cerem aprobare. Avem foarte multe proiecte, într-adevăr. Trebuie să venim, pentru că sunt foarte multe proiecte și trebuie să le aprobăm. Data trecută, când am venit cu 20 de proiecte, a zis că sunt foarte multe, dar asta nu e. Era o situație, dar acum, într-adevăr, trebuie să venim cu fiecare proiect, pentru că dacă menții pașii cu ședințe ordinare, asta ar însemna că o să pierzi finanțările. În momentul când ăștia Delgazul trimite, am nevoie, mâine trebuie să fie și atunci obligatoriu trebuie să facem. Următorul proiect care înseamnă urgență, vă rog. Următorul proiect este, am primit de la judecătorie validarea domnului Demșa și legea spune că în termen de 15 zile trebuie să... Termenul pe 2 iunie se termină termenul de la hotărâre. Deci asta legea prevede. Deci gazul de la Somușca și Valea Mică, pentru că prima dată am făcut de acum 2 ani sau când am început gazul, am făcut aia 800 de metri, am făcut strada Izlagului până strada Izlagului și încă 200 de metri în sus, nu știu până unde toată partea de șosea și intrarea în sat. Iar mai departe, pe fonduri europene, facem partea asta neeligibilă, care noi nu puteam să... Iar dacă nu se realizează acest proiect pe Valea Mică, nu putem lega. Sigur că și mai sunt și în Cleja case care nu sunt legate, avem gazul, extinderea făcută și oamenii, pentru că sunt pe Valea Mică, nu pot ca să se branșeze pentru că n-au această licență pe care noi acum trebuie să o aprobăm. Dacă îmi dați voie, domnul președinte, am vorbit cu cetățenii, în speță o parte din vecini și se întâmplă un fenomen, v-am spus și data trecută. Se întâmplă un fenomen destul de urât. Se știe că firmele de gaz trebuie să aducă gazul până în limita proprietății. Lor li s-au cerut niște sume astronomice pentru nivelul puterea de cumpărare a lor. În speță 5.000-6.000 de lei ca să se aducă gazul la în condiții în care trebuia să fie. Oamenii așa au știut, din ce au fost informați,
că trebuie să li se aducă gratuit. Și de acolo își plătesc ei restul branșamentul și asta. Vă zic imediat și ce li s-a spus. Oamenii nu s-a explicat treaba asta și sunt revoltați. Foarte mult s-a revoltat, vă zic eu. O mare parte din ei au renunțat la gaz, cu toate că le trece gazul la un metru în fața porții. Să dai 6.000 de lei, mă rog, propriu zis, i s-a spus altfel. De aici, ca să vă tragem gazul un metru, vi se va face reducere din facturi pe anii următori. Să fim serioși. Asta au fost discuțiile și am hârtia scrisă și primită de la firmele agreate de E.ON. Da, ceea ce nu e ok. Mi se pare foarte ilegal. Legislația și procedura ANRE-ului spune așa. Tot o bătem cu gazul, dar de fapt mulți nu se branșează. Vă zic eu. Extinderea de gaz spune că se suportă de către E.ON, de către Delgaz. Da? Dacă Delgazul nu are în lista de investiții, nu are bani pentru așa ceva, spune că există posibilitatea să plătească omul și în termen de 3 sau 5 ani își recuperează ceea ce a plătit prin facturi. Asta este o procedură a Delgazului ANRE. Diferența. Să comunicăm așa. Și de ce nu s-a comunicat treaba asta? Ca fapt divers. Dar nu s-a comunicat. Avizul tehnic de raportare este prevăzut. Este prevăzut avizul tehnic de raportare. Să știți că e prevăzut lucrul ăsta. Fiecare cerere a primit un aviz tehnic de raportare. Sunt 3 persoane care au renunțat din cauza asta. Deci stau cu gazul în față și merg ard lemne. Au cumpărat lemne pentru anul ăsta. Este ANRE-ul, nu noi. Da, dar nu s-a comunicat treaba asta. Lumea nu știe. Da. Îi pui prăjitura în față, dar n-are voie să se servească. Aici e ideea. Dar în avizul de raportare scrie, dacă citești avizul de raportare, când primești... 6.000 de lei pentru un metru de conexiune, să fie cu iertare. 6.000 de lei. Bun. N-are legătură cu proiectul din ziua de astăzi. Proiectul din ziua de astăzi este SIC, extinderea rețelei de instalații de gaze natural. Noi vorbim. Trebuie să spunem tot ce e de spus, dacă tot vorbim de rețea. Bun. Spunem de spus în momentul care se ține ședință. Atunci hai să hotărâm ce facem până la urmă. Dacă oamenii nu vor să se branșeze sau cine nu are, este problema. Eu să vin la ședința următoare, să vin cu hârtie, să vedeți. Da. Mi se pare un jaf la drumul mare, 6.000 de lei pentru un metru de țeavă. Dar încă o dată, când o să vină USR-ul la putere, lăsați domnule cu USR-ul, aici e șmecheria cu gazul și cu ionul. Dar nu este șmecheria noastră. Noi trebuie să tragem gaz, cine vrea trage, cine nu vrea nu trage. Domnule, foarte bine. Noi ne chinuim de 3 ani cu Valea Unică. Haideți să mă ratăm ocazia asta. Domnule, haideți să spunem tot ce e de spus. Da, spunem tot. Uitați, întrebați. Și vă aduc și vă știe să vedeți cum funcționează lucrurile, nu de ieri sau de azi. Ba da, dar nu de azi, dar peste tot. Și da, uitați, noi avem cazul la energie electrică. Uitați, la fel. S-a schimbat legislația. Avem un caz care vrea să tragă curent electric. Și din cazul i-a spus în felul... E omul i-a spus în felul următor. Ai posibilitatea să plătești tu și să-ți recuperezi. Dacă nu, mai există posibilitatea UAT-ul să extindă rețeaua, dar ca să reținem rețeaua, trebuie să facem proiect, studiu fezabilitate, venim în fața dumneavoastră, contractăm firmă, contractăm, da? Și a venit domnul Iștoc, este un caz Iștoc, și a venit la noi și a spus ce fac? Și zic, noi dăm drumul, dar la noi durează, vă hotărâți dumneavoastră să faceți investiția, să vă recuperați banii în 3 sau în 5 ani sau să așteptați să facem noi, să aducem noi conducta pe strada dumneavoastră, să aducem rețeaua pe strada dumneavoastră. Astea sunt procedurile ANRE, nu sunt ale noastre. Dar eu vă spun un lucru. E vorba de alimentarea cu gaze naturale. O secundă. Oamenii au dreptul de alege. Astăzi este greu, mâine se ieftinește, poimine, treaba fiecare ce face. Dar noi nu putem să spunem nu tragem conducta de gaz pentru că e scump gaz. Fiecare are dreptul să aleagă. Eu acum am băgat gazul și n-am plătit nimic. Până la coa. Eu nu vorbesc. Contoarul am plătit 150 de lei. Contoarul. 6.000 de lei raportează la urmă. Mi-e n-a pus la urmă. De la poartă încolo. De la poartă încolo am plătit. Imediat. Anul trecut o transfer. 40 de metri. Deci numai a traversat de după ce o să până la gar, a dat 50 de milioane. Cum să nu plătești? Bun, discută. E vorba de branșament și de utilizare. Partea de branșament vine până la contorul de gaz. Acolo suportă gazul. Acolo. Până acolo suportă
Da, iar interior ce vrei tu să faci? Da. Acolo se poartă trenul, da. Asta e problema ta. De la limita de proprietate? E scris, e dat scris de către Ongaz. Nu vorbim aici. Deci nu vorbim. Deci noi acum ne referim la extinderea direcției care oamenii din Valea Mică așteaptă. Adică la ție nu se cere, la altora se cere, aici se discrimină. A fost vorba că după cereri, la fiecare se va trage. Care să dă interesant și că am eu bani și vreau să trag eu, că să mă dau interesant că am eu bani, atunci bani. Oamenii nu au bani, 6.000 de lei bani. Sunt mulți care au poftim. Da, da, dar e vorba de 6.000 de lei pentru oameni. De ce să plătești tu în fie factură? Scuză puțin, știi că te simți situația. 14%. Și ce înseamnă 14%? Nu, nici măcar nu se simte reducerea care îți faci la factură. 6.000 de lei o să plătești. Eu de anul trecut am făcut cerere și azi, acum am venit. Dar în 5 ani de zile 14%? Scuză puțin. Și fiecare de matematică, da, dar atunci ar urma că se trage gratuit. Dacă eu mă grăbesc, eu am și copii în asta. Noi avem reprezentantul din Valea Mică. Păi uitați, avem reprezentantul din Valea Mică. Eu dacă nu vreau să stau la rând, ca să spune și eu părerea. Cererea atunci eu am bani și mâine chem o firmă și bag, dau 100 de milioane și bag. Asta este problema. Dacă stai la rând, atunci e normal, se trage gratuit. De acolo am plătit, normal. De 3 ani, că așteaptă gaz oameni, tot mașină. Eu am cu 3 ani, este 3 ani. Nu am legat, ieri mi-au legat o soată. Dar eu, sincer, personal, aștept să ajungă gazul să mă raportez. Acum, nu știu mai multe detalii care e prețul, taxa, dar la fel sunt și alți concetățeni care doresc gaz. Uitați, din 30-a 5-a 2019. Important e să fie conducta acolo. Restul ședințelor, că sunt jocuri politice, conductele, alte proiecte urgente. Te asigur, conductele o să fie, dar o să expune și jocul. Puteți să mai repetați, da? Da. Nu mai repet, Vă rog eu frumos. Eu vreau să trag gaz personal, aștept să ajungă conducta, nu știu ce taxe sunt, nu știu mai multe detalii, la fel și alți concetățeni așteaptă să le ajungă conducta să-și tragă. Deci interesul este da. În restul ședințelor, dacă sunt alte jocuri politice, pe lângă proiectele importante, nu le pot eu influența. Noi suntem aici să ne spuneți jocurile politice. Noi suntem aici ca voi, oricare din voi, să spuneți care sunt jocurile, că de 3 ani ne chinuim să tragem acel gaz acolo. Oamenii au rețea în partea cealaltă, n-am știut unde e delimitarea între Valea Mică și Cleja. Și să-mi iau trezit că delimitarea este mult mai încolo până unde am ajuns noi cu rețeaua și ei nu se pot branșa pentru că nu este, pentru că nu au licență pe Valea Mică. Deci cam asta e soluția. Și acum, nu știu, dacă voi aveți aici așa, sigur că există, cum să spun eu, și interesul politic ca să facem cât mai multe, pentru că de asta suntem aici, nu? Și toți avem acest interes să facem școala, să facem dispensar, să facem primărie, să facem de tot ce trebuie, toate instituțiile, drumuri, gaz, apă, și acum venim aici așa și de fiecare dată te gândești, bă, oare ăștia votează? Dar oare ăștia votează? Dar credeți că asta e o normalitate într-o comună? Lăsați ambițiile politice, haideți să trecem să facem lucrări pe care ați promis și voi când ați fost acasă, că o să aducem apă, o să facem drumuri. Și acum ne trezim că în momentul când vin cu proiectul în față, nu vreți nimic. Adevărul că am promis multe chestii. Păi și atunci, de exemplu, am promis și ceea ce s-a făcut la Răcăciuni de curând, s-a luat mașina de pompieri. Și-a făcut, dar da. Este, domne, nu mergem niciodată, nu intrăm nu dintr-o dată. Haide, nu, nu 2 ani de zile de când vă zice întreabă. Am înțeles. Nu este, avem 20 de kilometri, avem limita între comună și voi nu știți ce înseamnă o mașină de pompieri. O mașină de pompieri înseamnă schimburi permanente, permanență tot timpul, trebuie bani foarte mulți. Voi nu știți ce înseamnă. Păi se mută PSI-ul ăsta de la Bacău de pescare, de la doamna Șoșoacă, se mută la noi la Bacău. Dar nu știu. Eu aș vrea puțin nu să revenim din nou. Putem discuta. Omul este profesionist. Are nevoie. Dar știi, a fost și la concursul pentru șofer, Omul a fost. Ia 3 sau 4 concursuri a fost. Dar foarte bine. E profesionist, într-adevăr. Foarte bine că a fost. Dacă omul stă pe aceeași stradă cu mine, nu are voie să participe la concurs? Ba da, problema este șoferul dumneavoastră personal sau este angajat pentru PSI? Nu, nu este șoferul meu personal, facem navet
asta împreună. Avem cum fac și ceilalți colegi. Așa. Mai sunt colegi care fac nevoie. Vă rog, domnul Gheti, haideți, ce faceți? Da, să înțelegem cum avem. Nu, dar nu, gândiți-vă foarte bine. Deci asta este problema oamenilor politici, cu cine face o navetă, decât să aprobăm. Este simbolul secretar. E vorba de banii Consiliului Local, Consiliul Local. Care banii Ascultați-mă puțin, este problema, păi nu, că concursul câștigat de acest domn este problema Consiliului Local. Nu, este problema comisiei care a fost. Așa, da? Exact, comisiile alea care le-a fost. Doamna, ați mai făcut parte dintr-o poziție. Deci sau au fost două, mai zic, de care două s-a scos la concurs și n-a venit nimeni. Domnul Gheti. Păi poate nu concursul ăla cine am fost deci, eu, da? Domnul Gheti, văd că vorbim despre altceva. Acum, da, domnul Gheti, când se fac ședințe extraordinare de îndată, trebuie să fie doar proiectele urgente, nu și cele politice. Le-au amestecat, le-au îmbrăcat frumos. Nu, nu e un problem. Haideți să încheiem discuția. Deci, încă o dată, nu este un politic. Deci, este problema voastră. Nu este un... Nu este problema urgențe, amândouă sunt proiecte urgente, pentru că și... Nu, sunt trei proiecte acolo. N-am înțeles. Deci, până acum, sunt două proiecte, nu sunt trei. Trei proiecte, pentru că s-a dat denumirea... Gazul a modificat denumirea proiectului și a trebuit să aducem noi în lista de investiții cu denumirea de care a fost stat. Dar sunt două proiecte. Este gazul și nominalizarea. N-am văzut până acum validarea lui Demșa. Vreau să vă spun că de când sunt și am fost de atâtea ori, niciodată nu s-a pus problema și cu atâtea ambiții, bani nu cumva să valideze. Până la urmă va fi validat, indiferent ce vreți sau ce nu vreți, dar sunt lucruri de nimic. Noi trebuie să lucrăm pentru comunitate, pentru să lucrăm pentru cei care ne-au ales. Și asta nu înțelegeți voi. Veniți cu tot felul de virgulițe aici care nu și-au rostul. Eu așa vă văd, așa văd. Iar dacă considerați voi că sunteți tineri și noua generație și asta e politica pe care voi o vreți în Comuna Cleja, asta este, mergem înainte. Ăștia-s oamenii. Noi ar trebui să respectăm legea, domnul primar. Dar legea e respectată. Nu, voi veniți cu niște articole de lege, habar n-aveți ce scrie în legea aceea respectivă. Voi trebuie să vedeți foarte bine și să lucrați pentru comunitate. Ați precizat încălcarea legii ani de zile. Nu, nu este o încălcare legii. Uite, nu vorbesc neapărat pe speța asta, vorbesc la modul general. Nu, niciodată. Ce vină are Valea Mică acum că... Nu, nu dați la locul public. Ascultați-mă un pic. Nu am încălcat niciodată faptul că voi nu stăpâniți legislația, aveți impresia că încalc legea. Ați încălcat legea. Dacă încălcam legea, aveam, până acum aveam o condamnare. Da, n-am sigur. Avut și puteți veni oricând și toate... Sunteți sigur la dumneavoastră, observ. Sunt sigur, da, sunt foarte sigur. Niciodată am căutat tot timpul să respect legea, iar faptul că voi nu vedeți și nu vă pricepeți la legislație este problema voastră. Da. Dar atâta timp cât m-ați reclamat peste tot și dumneavoastră toată... Nici măcar codul administrativ nu-l cunoașteți. Eu știu să citesc legea în momentul când îmi spui de un articol, sigur că nu-i vorba, că legislația este foarte vastă. Nu poți să citești, dar în final când te interesează un proiect, atunci te duci la legea respectivă. Poți să nu, eu mă duc și pe Google și mă duc unde vei tu. Înțelegi? Deci nu se pune problema asta. Și imediat ne uităm, dar nu poate, nimeni nu poate să citești. A avea facultate înseamnă și să deschizi o carte. Ședința nu este statutară. Bun. Da, mergeți acasă. Haideți, da, dacă asta e plăcerea voastră... Dacă se poate, este vreo posibilitate să modificăm ordinea de zi ca să se țină ședința. Tot vorbeam de jocuri politice. Este exact aceeași lucru care s-a întâmplat cu doamna Cici Dodan. Exact aceeași chestie. Se comasează niște lucruri ca să se obțină după aia, să dea după aia cu noroi. Că uite, de fapt... Ăsta e jocul. Dar de asta am întrebat. Da, numai de asta. E foarte pertinent ce ai propus. Nu, așa este cum spun. E foarte pertinent. Spuneți-mi și mie. Este dreptul omului și avem obligația noi. Și dacă, adică legea prevede ca în termen de 15 zile să fie validat. Haideți să votăm, exact pe capitol. Haideți, sunt de acord pe treaba. Haideți să votăm pe capitol. Ai grijă, băi. Vezi că nu te la ai grijă. Nu ți-l să votezi, hai să votăm pe capitol, și avem glas. Hai să votăm. Păi, eu nu trebuie să fac ședințe din nou. Eu nu trebuie să fac ședințe din nou. Aia votăm, pus eu de... Eu retrag proiectul ăsta pentru validarea lui Dencea Ionut, dacă este, asta este, cum să spun eu, problema cea mai mare. Și pe 2 iunie vine Ionut în coace. Hai să facem, a zis că noi ne cadrăm în termenul care a zis dumneavoastră. Ca să vadă interesul. Așa se întâmplă.
A zis că ne cadrăm în termen și foarte se pare că urmă să facem multe chestii de lor de grămie să ne-a dat tot așa. Avem atâtea proiecte făcute în comună cu foarte mult interes. Care sunt alea interesele alea? Că la toate sunteți împotrivă. Ce, spuneți-mi și mie, ce proiecte am făcut noi? Proiecte ca să, superficiale. Nu, proiectele noastre sunt foarte bune, voi sunteți slabi. Așa este, da. Nu știți nimic. Dați voi, deci, încă o dată, așa de deșteaptă ești încât nu știi să te întreții pe tine. Și acum vin cu aici că nu știm noi să facem proiecte. Dar cine ești tu să spui că nu știm să facem proiecte? Îmi dați voi. Dar păi, spune ce ai realizat în viața ta. Ești acum atât de deșteaptă. Ce ai realizat în viața ta? Spune și mie. Ești atât de deșteaptă. Domnul președinte. Îmi spui mie acum că nu fac proiecte. Dar cine a spus? Dar toate proiectele care au fost trimise la prefectură, nu a venit niciun proiect înapoi. Și tu, în ce calitate spui tu că un proiect e prost sau e bun? Domnul președinte. Care oameni pe stradă? Dar cine știe să facă proiecte? Care oameni pe stradă? Dar nu știi, habar n-ai nimica. Bine că știți dumneavoastră. Foarte amabil din partea dumneavoastră. Da. Domnul președinte. M-am săturat de voi. Dar tot fi așa. Tot vă dați voi zâna lumii aici așa. Nu, sunteți niște proști. Domnul președinte, da, să rămâneți o secundă. Haideți să vă zic, să aduc un contraargument la ceea ce a spus domnul primar. Bine. Vă zic imediat. V-am cerut documente, am vrut să inițiez un proiect, că tot o dată așa, că noi suntem mai proști, dumneavoastră sunteți cel deștept. Haideți să vă zic că de deștept sunteți dumneavoastră. Am vrut să inițiez un proiect, eu personal, pentru că toate proiectele din Comuna Clejla, din Consiliul Local, sunt inițiate de Petru Ștoc, nici măcar de un coleg de al dumneavoastră de partid. Dumneavoastră sunteți deștepți, toți sunt proști, am înțeles ideea. Nu, indirect, exact ăsta e răspuns. Dați-mi voie să termin ideea. Nicolae Iorga spune așa. Da, of! În momentul când omul se face că nu înțelege sau face altceva, ăla e sub prost. Haide, îmi dați voie să cita. Domnul președinte, dați voie să continui? Da. Vă zic una din citirile dumneavoastră. V-am cerut documente ca să pot să inițiez un proiect, documente care am nevoie și sunteți obligați să mi le puneți la dispoziție. Și vorbiți că sunteți întrebată. Lăsați-mă să avem o discuție aici, da? Pe baza foilor de parcurs eu pot să inițiez un proiect. Nu am putut să inițiez un proiect. Doamne, vorbiți că sunt în vizită de cuvântul, vă rog frumos. Nu am putut să inițiez proiect, v-am făcut în 3 rânduri cerere, ca să-mi puneți documentele, să inițiez un proiect pentru monitorizarea vehiculelor primăriei. Pentru că, îmi trebuie consumul ca să pot să fac o statistică, să pot iniția un proiect. Nu râdeți, bine, să vă zic de ce. Eu trebuia să inițiez proiectul. N-am putut să fac treaba asta pentru ca domnul Iștoc să vină acum să ne facă proști că noi nu facem proiecte. Nu ne puneți nimic la dispoziție și nici primul proiect. A mai fost primul proiect pentru transparență în administrație. La fel ne-ați dat cu piciorul și după ați făcut un proiect așa, pe repede înainte și vi l-a asumat dumneavoastră. Furați idei cum ați furat idei de la bun început. Și nu ne aprobați niciun proiect și vă dați deștept. Dumneavoastră sunteți inițiatorul. Vă dați seama că aveți o problemă psihică. Sunteți inițiatorul tuturor proiectelor, nici măcar un proiect nu este inițiat de unul din consilierii dumneavoastră. Sunteți bolnavi de narcisism. Vă acuz de treaba asta. Uitați-vă în fața camerei, vă spun. Aveți o problemă. Ne dați cu piciorul la toate proiecte și ca după aia să aruncați în spațiu public că noi nu suntem buni, că noi suntem proști, nu să sunteți deștepți. Exact asta e atitudinea dumneavoastră. Hai, ce face cu ședința? Nu face. Nu am terminat ideea. Pentru GPS, pentru a pune GPS pe mașini, da, nu avem nevoie de consumul de carburant. Avem nevoie de 50 de euro pentru fiecare autoturist pe lună. Serios? Asta este GPS-ul. Da, vă arătăm oferta. Am solicitat oferte și am văzut cât costă. Și venim în ședința următoare să vedem dacă sunteți dispuși, dacă Comuna Cleja își permite să dea 50 de euro pe lună pentru automobile mici și 100 de euro pentru alea mari. Primăria Cleja o să trebuiască să dea, din vina domnului primar, trebuie să dea aproape jumătate de miliard salariile celor două pe care ați dat afară să angajeze pe doamne. Nu, vă zic exact, ați aruncat o treabă la
bani. Vă zic unde o să arătați dumneavoastră bani. Mă arătați 50 euro pentru GPS. Nu am niște cazuri. Eu vă spun un lucru. Și dacă o să fie să dăm bani, și dacă o să fie, nu mă o secundă bani. Și dacă o să fie, o să fie ca să dăm bani acestor angajate, uite angajata respectivă stă în acest birou de dimineață până la ora 4 și uite mizeria aici așa cum mai mănâncă și semințe pe aici așa. Deci orică stătea aici, orică stătea... Domnul primar, persoana care s-a angajat în locul dânsei, stă în primărie și îmi dă niște răspunsuri fără să cunoască legislația. Nu, semnat și parafat de dânsa. Nu-i ca la prășit aici. Aici nu este ca la prășit. Aici fiecare trebuie să fie... Să fie omul să fie competent. Ce face? Da. Hai, nu se ține ședința, vă rog.